Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube la podcast cu Alejandra. De data aceasta cu sezonul 3, bine da, am început cel de-al treilea sezon și nu puteam să-l încep altfel decât cu o invitată specială. Este vorba despre Carina Maria Official. Carina este o cântăreață extraordinară, este creatoare de conținut, care a reușit să ajungă la un succes într-un timp chiar foarte scurt, iar asta datorită ambiției, puterii de muncă și mai ales talentului. Bună, Carina, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea în emisiune. Bună, și eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase și chiar mă bucur să fiu aici. Carina tocmai a luat sala săptămâna aceasta. Felicitări! Mulțumesc! Examenul auto este un examen destul de greu, aș putea spune. Și foarte stresant pentru mine. Da, este chiar foarte stresant și pentru mine a fost atunci când am luat decizia de a mă scrie la școala de șoferi. Ia spune-mi, cum a fost la sală? Foarte emoționant, sincer. Am plâns tot drumul până acolo, adică am fost ruptă de emoții. Și da, clar. Când m-am culcat foarte târziu când am avut sală. M-am culcat la 4 dimineața, că am avut de editat niște proiecte. Ah, deci ai avut alte proiecte și... Și da, a trebuit să mă culc târziu. Nu ai reușit să-ți faci suficient timp pentru a le termina. M-am trezit la 8 dimineața să fac chestionare. M-am machiat, că știam că o să-mi facă poză acolo. Și toată dimineața am simțit că vine să vomit de emoții. Și în momentul în care am plecat, Bibi a fost cu mine, a vrut să fie alături de mine. Tot drumul am plâns. Tot drumul. Deci eram leșinată de emoții. Drumul spre, da. Spre până examen, la, da. Când am ajuns acolo, m-am liniștit, am început să tremur, dar eram ok-uț. Am intrat să dau examenul și prima întrebare am greșit-o. Și m-a băgat foarte tare în panică. Da, așa se întâmplă în momentul în care tu, de exemplu, vezi că ai greșit din prima și asta e și partea proastă, că la acest examen îți și apare când ai greșit. Da, nu ți se spune eu cred la că e final. Mult mai bine că ți apare. Da, pentru că dacă ai văzut că ai făcut minimul de întrebări, ești liniștit, ești liniștit și știi, nu mai contează ce fac, știu că am trecut. Și am greșit prima întrebare și am intrat într-un vibe foarte prost, așa, am zis gata, eu trebuie să plec acasă, n-am picat. După care mi-au venit două întrebări și nu eram sigură de răspuns și am dat că răspund mai târziu. Și după aia făcusem 17 cu 1, 17 corecte, una greșită. M-am relaxat, foarte rău că m-am relaxat, pentru că am mai făcut încă două greșeli. Deci nu trebuia să te relaxezi, deci pe tine nu te ajută relaxarea. Și am avut 21 corecte, 3 greșite și mai aveam două întrebări, fix alea care am dat skip la început, la care nu eram sigură. Da, pentru că poți să dai mai departe, ai această posibilitate. Dar am avut noroc, cred că a fost Dumnezeu oricum. Și am răspuns corect și la alea două și am luat sala. Felicitări! Deci mulțumesc. În total ai făcut 23 corecte. Foarte tare, felicitări! Mulțumesc! Important, mi-am dat seama că la acest examen este important să faci cât mai multe chestionare, pentru că deși tu cunoști legislația, pentru că automat trebuie să o cunoști, adică în momentul în care vei deveni șofer ai anumite responsabilități, trebuie să știi foarte bine cum trebuie să aplici regulile respective și prin urmare e important să cunoști legislația. Tu ai reușit chiar să iei un rezultat chiar foarte bun, aș putea spune. M-am străduit mult, chiar pot să zic că am făcut asta. Adică făceam 1183 toate întrebările, le făceam în fiecare zi. Și ce era greșit se punea într-un folder separat, răspundeai din nou la ele, după care făceam chestionare și după făceam chestionarele de pe site-ul examenului. Da, de pe site-ul examenului știu că sunt și foarte multe aplicații acum poți să faci chestionare, dar cred că asta este, să ai exercițiul grilelor, cum ar veni. Da, exact. Partea cea mai proastă este faptul că ai mai multe variante, dacă nu, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, există și mai multe răspunsuri corecte. Adică tu poți să știi unul din cele corecte, dar mai sunt încă unul sau încă două, sau poate să fie toate trei corecte. Exact. Asta e... Eu consider că uneori trebuie să le mai știi și mecanic, adică să ți aduci aminte la, adică să le știi logic. Poate după poză, dar după poză cerință. Să ți aduci aminte, acolo erau răspunsurile acelea, pentru că dacă iei după teorie, după carte, e puțin mai greuț, mai greu, da, și asta e și cu examenele. Uneori eu nu ceea ce înveți este important cum reușești tu să răspunzi corect la întrebările respective. Da. Pentru că tot, de exemplu, poți să știi toată materia cap-coadă. Însă dacă nu știi să o aplici. Da, dacă tu nu știi să o aplici și dacă nu ai... Să știi că ești în funcție de noroc. Da, știu, clar. Și tu ai fost norocoasă și chiar mă bucur foarte mulțumesc mult pentru din tine. Suflet. Spune-mi, te rog, ce te-a determinat să dai la vârsta aceasta de permis? Știu că este un trend, adică, de exemplu, eu nu am luat permisul la vârsta de 18 ani, am luat undeva la 20 de ani, înainte de pandemie, deci am avut un foarte mare noroc că am luat fix atunci în ianuarie, înainte, în ianuarie 2020. Da, mama, fix ianuarie. Înainte. Da, că altfel dacă venea pandemia,
cu restricțiile care au fost, Da, a da, fost da. chiar destul de greu și dificil, adică mulți chiar au renunțat să mai Nu le-a de știam. permis. Da, pentru că nu aveai cum, dacă nu aveai voie să ieși din casă, automat n-aveai. Da, 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 Dar chiar. oricum ar fi fost un avantaj, pentru că la un moment dat s-au ținut acele examene și știi că pe pandemie nu prea ieșeau oamenii din casă și Da. aveai acea posibilitate, La traseu. da, să mergi mai Să fie lejer, mai da, liber, să, să fii da. mai liber, pentru că la traseu, din păcate, există și dezavantajul să pici din cauza unui om, din cauza Da, din cauza circulației în cuiva, sine. da. Exact, din cauza unei alte persoane. Așa, și să ne întoarcem puțin la tine. Spune-mi ce te-a determinat să dai de carnet la vârsta Păi, aceasta. eu când eram mai mică, pe mine bunicii mei m-au dat mai târziu la școală. Am făcut grupa mare de 2 ori. Și eu acum trec clasa a 12-a. Oh, felicitări! Și nu voiam să se pupe și permisul de conducere și bacul în același an. Da. Și am profitat foarte mult că am făcut 18 ani în clasa 11 și am zis că acum dau cel mai bine de permis prima oară, ca după să fiu 100% concentrată pe bac. Și am zis că... Da, pentru că este un stres în plus și Da, da, bacul da. este destul de stresant și știi și de ce? Pentru că am remarcat că în România se pune un accent foarte mare pe asta. Da. Și asta, pe mine asta m-a stresat în perioada bacalaureatului, faptul că foarte multă lume era atât de interesată de... Ce note iei, Da, ce ai de ce învățat, ce n-ai rezultate ei. învățat. Dar din fericire chiar s-a făcut... Chestia cu codurile, Da, da. asta cu codurile n-am prins-o. N-am prins-o și mi-aduc aminte că atunci când s-au afișat rezultatele, noi... cei absolvenții. Da. Nu reușeam să intrăm pe site să ne aflăm rezultatele și știi de ce? Pentru că era prea multă lume pe site. Exact, și îți zic sigur că acea lume nu era reprezentată exact, de da, noi da, absolvenții, erau alți oameni. Oamenii curioși, da. Da. Adică, de exemplu, nici n-am reușit să intru pe site-ul acela să aflu, nici n-am văzut bine ce note am luat, că deja că am și trimis telefoane sau mesaje. Felicitări, ai luat bacul! Deci asta mi se pare foarte amuzant. Acum gata, nu chiar, se mai poate. Acum chiar mă bucur că este această... opțiune, lege, da. Da. Această opțiune de GDPR. Da. De protecția datelor, că până la urmă este nota ta, nota rezultatul ta, da. Tău. Nu interesează pe nimeni până la urmă exact, ce notă. Exact, da. Ești tu și nota ta. Exact, adică ai luat bacul, nu l-ai luat, poți să spui că l-ai luat, nimeni nu te verifică. Tu poți să spui că ai luat 10, poți să spui că... Și te-ai luat de fapt 6. Exact, deci se poate face orice și chiar asta mi se pare chiar... foarte tare. Da, și mie la fel. Bine, eu îți doresc mult succes pentru că vorbeam de permisul auto. Mulțumesc de suflet. Știu că acum faci ore, sunt tare curioasă. Facem București. Da. Spune-mi în ce zonă ai ales să faci sau cum e acum? Am instructorul meu, școala, mă rog, școala mea auto, nu știu exact dacă este sigur din sectorul 1, dar domnul instructor stă fix vis-a-vis de mine. Și aceea este un mare noroc 1. Pentru mine. Și eu o să dau traseul la Coloseum. Și dau, fac, școala fac în sectorul 1, prin zona Străulești, 1 Mai, cam pe acolo. Chitila! Foarte tare, da, știu că poți să dai mai multe zone și am înțeles acum, nu știu dacă mi-a zis adevărat, că nu ai voie să faci eu, practic, să te plimbi cu mașina, să faci cursuri în zona unde tu, practic, vei da examenul. Acum nu mai știu dacă s-a schimbat nu asta. Nu știu examenul, nu știu să-ți spun. Adică, de exemplu, tu dacă ai în Tineretului, acolo ai examen, nu ai voie să faci zona aia, să o faci cu instructorul auto. Nu știu, nu știu să-ți spun. Nu este nicio problemă, e chiar foarte ok. Să mergem mai departe. Am vorbit despre permis, eu îți doresc mult succes, eu sunt convinsă că îl vei lua și mulțumesc, că vei da, obține un rezultat foarte bun, în sensul că nu vei avea penalizări. Sper din suflet. Și chiar sper să reușesc să le iei din prima, pentru că sunt multe persoane care, din cauza neapărat că nu sunt bune, da, da, da. Dar pur și simplu... Traficul. Da, exact, traficul. Se întâmplă, da, să ai ghinionul, să vină un pieton vreodată în față și... Da. Polițistul nu... Nu iartă. Nu iartă, dar într-un fel este bine, pentru că ne motivează și ne face să conștientizăm cât de important este să devii șofer și să respecti da, regulile. Da. Pentru că, până la urmă, și ce înseamnă să da, fii șofer. Este doar viața noastră în joc, este și viața celorlalți. Da. Și asta e foarte important. Eu sunt convinsă că nu vei avea probleme și abia aștept data viitoare când ne vedem la podcast să vii cu mașina, da? Deci cu mașina ta. Așa o să fac. Regulă, mergem mai departe. Acum vreau să vorbim, pentru că totodată tu ți-ai pus recent, acum 9 luni, aparat dentar. Carina da. Și-a pus aparat dentar la clinica domnului doctor Meroiu Alexandru, la Arta Clinic. La Arta Clinic.
Și alături de doamna Stuparu, Anca Da, Stuparu, da, da, da. și eu mi-am pus aparat dentar, chiar recent mi-am pus, și vreau să te întreb cum ai luat această decizie, ce te-a motivat să-ți pui aparat dentar? Păi, eu am fost la Arta Clinic pentru un dentar traj și m-a văzut domnul doctor Meroi și mi-a spus: nu ai vrea tu să-ți pui un aparat, să vii să te vadă doamna doctor Stuparu, să vadă cum ai mușcătura. A simțit el 100% că ceva nu e bine acolo și am mers pe sfatul lui. M-a văzut doamna doctor Anca Stuparu și mi-a spus că nu am mușcătura corectă, dinții de jos erau ușor strâmbi, și sus cred că era un pic, nu mai mi-aduc bine aminte, sinceră să fiu. Și am făcut radiografiile respective și acum am aparat dentar. Și stă foarte bine. Chiar mulțumesc din suflet. Fericit. Chiar am avut emoții. Chiar eram speriată de cum o să arăt cu el. Era Și mi-era foarte frică pentru că credeam că o să doară când ți-l pune. Dar de fapt nu e absolut nicio durere. Nu, doar e posibil după, gingia da. Să te doară în momentul în care se pune acea placă, da. Atunci e posibil să ai câteva... Depinde cum ai gingia, dacă să e sensibilă. Că, da, depinde. De exemplu, am un caz de ocluzie, am avut un caz de ocluzie și tu să știi că tu m-ai motivat să-mi pun aparat dentar. Mă bucur am mult. Am văzut că tu ți-ai pus și am văzut că e totul ok, că e totul în regulă, că nu ai probleme. Chiar am urmărit, apropo, Carina are și un vlog pe canalul lui de YouTube, chiar din timpul intervenției dentare, da, din timpul aparatului dentar. S-a întâmplat, cum da. S-a montat și așa mai departe. O să vedeți mai întâi o filmare cu ea. Fără aparat dentar, chiar da. Mi-a plăcut foarte mult cum mi-a făcut montajul, iar ulterior veți vedea întreaga procedură și chiar mi-a plăcut foarte mult da. Ce am urmărit, mulțumesc. Așa că vă invit să urmăriți acel material la Arta Clinic. Bun, mi-ai spus cum ai luat această decizie, deci să înțeleg că nu a fost un complex de-al tău. Nu. Adică nu ți-a spus nimeni niciodată, nu ți-a reproșat, uite ce dinți ai sau... Nu, niciodată. Deci nimeni nu a văzut. De exemplu... Eu aveam așa o mică problemuță, dar nu mă gândeam la aparat dentar, știi? Am înțeles, dar nimeni nu ți-a spus niciodată. Nu, de exemplu, nu. Eu am întâlnit foarte multe păreri și opinii și cum am avut... Doar părerea ta contează. Corect, contează, dar ulterior am fost la domnul doctor Meroiu, care este un om extraordinar. Chiar este și îi mulțumim din suflet amândouă. Da, cu această ocazie chiar îi mulțumim pentru că face chiar lucruri de calitate și eu la și clinica lui, profi. Eu nu mă simt ca la un medic stomatolog, da, mă simt exact. Ca într-o familie, pentru că este atât de primitor și oamenii de acolo sunt e foarte o energie okay, așa foarte bună. O energie bună. Pozitivă. Nu, deci nu există frică când te duci la dentist, adică conceptul de frică și de durere dispare pur și simplu. Da, deci este... Nu este doar o clinică de stomatologie, cum probabil așa o să da. Apară când o să căutați pe Google, este chiar mult mai mult și doamna doctor Stuparu și ea este o persoană extraordinară. Toți oamenii bine. De acolo au o energie da. Foarte bună. Și personal foarte bine pregătit, care... Da, nici nu se pune problemă. Întotdeauna reușește să te vină dispună și să te ajute să-ți rezolvi problemele pe care le ai. Dar acum vreau să te întreb cum l-ai cunoscut pe domnul doctor Meroiu. Pe domnul doctor Meroiu l-am cunoscut prin managerul meu, pentru că el a fost la domnul doctor Meroiu și și-a pus fațete. Și el, da. Sunt Chris, Chris este managerul meu. Și el mi-a recomandat să merg la domnul doctor Meroiu să fac un dentar traj și am avut încredere, vă dați seama, după ce i-a făcut dinții superbi. Exact, și apropo de asta, domnul doctor Meroiu chiar are și foarte multe vedete în portofoliu, foarte da. Mulți clienți, persoane publice, este chiar numit creatorul de zâmbete, pentru că asta chiar face. Este. Da, chiar ne redă zâmbetele. Adică înainte eu dacă râdeam, îmi era rușine să râd și râdeam cu mâna la gură. Din cauza danturii. Da, eu acum n-am nicio problemă, deci eu râd liniștită cu gura până la urechi. Da, asta pentru că există acea conexiune. Da. Asta aș putea da. Să-ți spun. Și eu, de exemplu, acum mă simt mult mai bine că am aparat dentar. La mine nu a fost problema aparatul dentar. La mine a fost problema că eu a trebuit să-mi fac extracții. Extracții reprezintă scoaterea dinților. Asta da, se înțelege prin da. Extracții și a fost destul de dificil pentru mine pentru că nu știam exact cum o să fie, dar să știți că nu este o procedură foarte dureroasă. Te va durea după aceea, într-adevăr, dar dacă iei medicamentul prescris de domnul doctor, nu vei avea probleme în primele zile. E mai greu, mai dificil pentru da, că, practic, îți scoți anumiți dinți și e mai... diferit, nu mai poți e să o senzație ciudată, da. Da, este o senzație ciudată și asta, de asta mi-a fost mie teamă cel mai tare, însă am trecut
cu bine. Peste urmează să-mi pun și cea de-a doua arcadă. Tu am observat că ai două. Da, mi-am pus prima oară sus și apoi peste o lună mi-am pus și jos. Deci la interval de o lună. Da, pentru că mi-au spus că dacă îmi pun și sus și jos o să fie un șoc prea mare oarecum pentru mine. Exact, da, pentru că... Și așa m-au luat ușor, știi, baby steps. Exact, vreau să te mai întreb, tu ai acele dureri laterale, mă refer, nu mă refer la dureri pe care le ai din cauza dinților, dar sunt anumite persoane, de exemplu eu în primele zile și acum mi se mai întâmplă, să simt că mă lovește foarte tare obrazul interior. Nu, n-am avut niciodată. Deci nu ai avut niciodată, o, deci ești norocoasă. Dar să știți, atunci când vă puneți aparat dentar, există și riscul ca acel metal lateral să vă lovească obrazul și să vă taie obrazul. Da, interior. Dar știi că poate să spună un... Ceară. Da, exact. Exact, da. Legat de asta, am mai simțit enorm mici dureri, dar am simțit pe moment și mi-au făcut ei acolo, au rezolvat. Super, asta e bine. E bine și faptul că ori de câte ori ai anumită problemă, dacă, de exemplu, nu te simți bine, ei sunt acolo pentru da, tine. Da, întotdeauna. Și chiar te pot ajuta. Deci asta a fost decizia ta, nu te-a influențat nimeni, în sensul că ai auzit pe cineva discutând. Sau de influența despre... m-a influențat domnul doctor Meroe, care mi-a spus că n-ai vrea să spui un aparat dentar. Exact. Și acum nu regreți. Nu, nu cât regret. Cât timp mai trebuie să porți? Din câte am înțeles, 3 luni sus și 4 luni jos. Acum nu știu, poate se modifică ceva între timp, nu știu, vom vedea. Da, oricum, acum ai dinții perfect și vei avea, după ce vei scoate aparatul, vei străluci, cu siguranță. Sincer, n-aș vrea să mi-l dau jos, că îmi place foarte mult cum îmi stă. Chiar mi-e frică de momentul când o să-l dau jos. Chiar o să-ți fie frică? Da, simt așa că e parte din mine, știi? Da, păi ai stat atât timp cu el și chiar e bine, pentru că, uite, de exemplu, altor persoane li se recomandă să stea 2 ani cu aparatul dentar. Sau 3-4 ani. Da, tu ai reușit în foarte puțin timp. Dar oricum și domnul doctor a spus că oricând... tratamentul ortodontic poate să dureze mai puțin sau mai mult sau mai puțin, da, depinde de situație. Și de cum faci, cum reușești cum tu te, să da, îți exact, întreții da. Dinții, că și asta e important. Trebuie să asculți foarte mult de ce ți se spune, de sfaturile medicilor. Exact, trebuie să asculți, trebuie să ai o igienă corespunzătoare, de exemplu, după ce mănânci oriunde ești, trebuie să faci, da, duș bucal, să ai o periuță la tine întotdeauna după ce mănânci, pentru că există posibilitatea ca acele resturi să-ți rămână printre dinți. Da, și nu se văd frumos din punct de vedere și respectiv. Nu că, să zicem că se văd, dar dacă ele rămân acolo și noi nu le luăm, putem dezvolta alte probleme. Exact, putem dezvolta alte probleme și asta și ne nu va, vrem. Da, ne va face să prelungim durata tratamentului. Și să întâmpinăm și alte probleme, nu doar că prelungim tratamentul, facem față și cu de alte probleme. Exact. Din păcate, deci de asta nici eu nu este recomandat. Acum o să vreau să trecem puțin, să vorbim și despre activitatea ta de până acum. Tu ești, cum am spus și la început, o solistă extraordinară, ai o voce foarte frumoasă. Mulțumesc, ești suflet. Content creator, creezi conținut pe platformele de socializare și chiar vreau să te admir pentru tot ceea ce faci, pentru că imaginez că este chiar... foarte greu să reușești să te menții în această industrie și tu ai evoluat frumos și ai evoluat pentru că ai o voce extraordinară. Știu că primul tău vlog de pe YouTube a fost cel care este acum în prezent. Da. E posibil ca tu să mai fi pe privat, nelistat. Sau alte canale. Da. Dar acum, în momentul de față, dacă îți accesăm canalul de YouTube, acolo vedem că primul tău vlog este de la o petrecere organizată de Global. Am fost dar nu am fost, știu că au fost 3 zile atunci, în 2018, dar n-am fost la Mira, am fost la Irina Rimes, n-am nimerit ziua aceea. Am înțeles, Nu am reușit eu să ajung în ziua aceea sau nu mai știu ce s-a întâmplat. A fost chiar la Magheru, pe Magheru, pe acoperiș și a fost foarte frumos. Foarte frumos, da. Și știu că acolo ai întâlnit-o pe Mira și tu ai rugat-o să... cânti împreună cu ea sau așa stabilit. Și ea a remarcat talentul tău. Vai, ce frumos cânti, se vede că știi să cânti. Da, și apoi prietena ta i-a spus că ai un anumit număr de abonați pe YouTube și te-a felicitat și ți-a urat mult succes. Și îți dai seama, și Mira a remarcat că ai ceva al tău. Da, a fost un moment foarte special pentru mine. Mai ales că tu erai fana ei. De asta eu și în continuare o admir foarte mult. E super talentată și mi se pare că are un vibe foarte, foarte pozitiv. Chiar și de asta este atât de apreciată de public. Și foarte naturală e. Exact, este foarte naturală și foarte drăguță. Adică în sensul că ea
ar face orice ca să-i mulțumească pe fani. Da, da, da. Vrei să face o fotografie cu ea, ea face cu mare drag. E chiar foarte drăguță. Da, și este, într-adevăr. Tu ai cântat și piese de ale Mirei. Da, 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 am făcut și cum de te un lasă. Cover. Da, exact. Și m-a postat pe story cu coverul respectiv. Nici n-avea de ce să nu te posteze. M-a postat Dorian Popa și i-a dat tag Mirei și Mirea a repostat de la Dorian Popa. Au, wow, ce tare! Da, da, da. Foarte tare, dacă Dorian Popa te-a remarcat, asta chiar este extraordinar. Da. Oricum, trebuie să ascultați piesa Cum de te lasă, cover-ul, da. Care nu pentru că este extraordinar. Eram foarte mică și atunci. Sunt unele persoane care au spus că preferă varianta ta și au început să asculte mai mult varianta ta decât piesa în original. Da, 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 le mulțumesc tuturor. Regula, mergem mai departe. O să vreau să vorbim despre pasiunea ta pentru muzică. Eu sunt tare curioasă cum a pornit și de la ce vârstă ți-ai descoperit-o. Eu cântam și cânt dintotdeauna, de când eram mică. De la ce vârstă? De când eram mică. Nu știu să zic o vârstă exactă. Cred că 3-4 ani, cam de pe acolo am început eu să cânt. Și cred că din cauza bunicii mele, pentru că ea întotdeauna îmi punea desene, eu cântam, făceam exact ce făceau cei de la televizor și bunica mea îmi zicea mereu, cântă, spune, mai tare, fă, și eram acolo, îmi plăcea să fac. Dar în online, când m-am lansat, a fost la vârsta de 14 ani, eram pe atunci o prietenă cu un băiat și am văzut că în 2018, parcă era, Dani? Da, cu Dani, toată lumea cânta în perioada aia și am zis, noi n-am putea să facem asta, plus că eram deja cât de cât cunoscuți în online. Și am căutat un studio, am fost și am înregistrat piesa I'm a Mess, acum nu mai este pe YouTube, din păcate. De ce? Era pe canalul lui și el nu mai face vlog și a arhivat toate vlogurile și toate proiectele. Și nu mai salvat. Este postată pe canalul altcuiva, dar nu mai are numărul ăla de vizualizări. Am înțeles, dar tu nu ai salvat, știi că poți să salvezi tot conținutul de pe YouTube, poți salva, îl poți descărca și îl poți avea tu ca arhivă, în arhiva personală. Și am lansat acel cover, a fost pe 36 în trending, după care am continuat cu, am lansat o piesă proprie, Dor de tine, care și aia a făcut undeva la 500-600 de mii de vizualizări. Am mai lansat noi mici proiecte, după care fiecare a mers pe drumul lui. Și am lansat primul meu single, Carina, fără Dani, care a făcut 10.000 de like-uri, avea peste 250.000 de vizualizări, ceea ce m-a motivat extrem de mult și am continuat să fac muzică. Și ai făcut chiar foarte bine. Dar familia te-a susținut? Știu că tu, în momentul de față, locuiești cu bunicii tăi. Da. Sunt curioasă cât de mult te-au susținut, pentru că în ziua de astăzi este destul de greu să te menții ca artist. Să găsești pe cineva care să creadă în visul tău și care să te susțină. Da. Bunicii întotdeauna au fost alături de mine și au crezut în mine și mi-au spus, dacă tu vrei să faci asta și ești sigură că asta este ceea ce vrei să faci în viață, fă-o, noi suntem alături de tine, mai ales tata este fanul meu numărul unu, nu știu cum să vă spun, tata se uită la toate story-urile mele, la toate, oriunde mă duc, tata Instagram. E primul. Da, și Facebook, și YouTube, și TikTok, le are pe și toate. Și a făcut pentru tine. Da, da, și da. Și să știi că este wow, pentru că sunt foarte puține persoane care depășesc vârsta de 40-50 de ani, care sunt pe aceste platforme și consider că ar trebui să le folosească. Exact, și consider că ar trebui ca și vechea generație să învețe să facă lucrurile acestea. Și e un exemplu chiar foarte bun. Pentru că eu consider că avem de învățat de la fiecare. Exact, și eu cred că Instagramul este pentru toată lumea. Nu cred că există o anumită vârstă. Toate platformele mi se par pentru toată lumea. Poți să înveți foarte ușor. Da, să le folosești. Important este să vrei și să dorești. Da. Adică nu este greu să accesezi o platformă și să înveți cum să folosești, nu este... Da. Important este cum faci asta, mai ales atunci când creezi conținut, pentru că asta e foarte important. Și acum să vorbim puțin și despre activitatea ta de creator de conținut, pentru că tu faci content, faci blogging, ești și pe Instagram prezentă, și pe TikTok, pe toate platformele, peste tot. Și vreau să te întreb cum reușești să te organizezi și cum gândești strategia de marketing, că mă gândesc că nu pui o poză doar așa, te gândești cum fac poza aceea, ce scriu în acea poză, ce mesaj le transmit oamenilor. De obicei să știi că multe lucruri îmi vin natural și niciodată n-am considerat că e un lucru rău, pentru că îmi place să fac asta. Exact, asta e cel mai important. Simt că face parte din mine, o fac cu super multă plăcere, adică îmi place să stau, să editez, să le migălesc, să mă gândesc ce să fac, cum să fac, adică mă relaxează chestia asta, nu mă obosește absolut deloc.
și e, nu stau chiar atât de mult. Mie îmi place să fie totul natural, pentru că asta le place oamenilor, să fii tu. Exact, să fii tu și să ai acea naturalețe pe care am văzut-o. Și de asta lumea te apreciază, pentru că tu îți arăți întotdeauna și adevărata latură. Mă refer la machiaj, adică am văzut că tu poți să fii și fără machiaj, pe sticlă, ești foarte naturală. Mulțumesc. Și asta chiar se vede, am văzut vlogurile tale, când, de exemplu, mergeai cu metroul, ai filmat, că te duci spre locația asta respectivă. Exact, îți prezinți viața și nu încerci să ascunzi nimic, pentru că în ziua de astăzi pe Instagram cam asta facem, din păcate. Ne place să arătăm perfecțiune. Dar de ce ne place să arătăm perfecțiune? Ne place să arătăm perfecțiune pentru că vrem să le arătăm oamenilor că suntem ceea ce nu suntem. Da, mie nu-mi place să fac chestia asta. Să arătăm că noi practic suntem bogați, că avem bani. Ce viață bună ducem noi și în spatele telefonului stăm și plângem. Exact, că suntem nefericiți în realitate. Iar asta se întâmplă și din cauza faptului că sunt astfel de oameni care se uită la așa ceva. Da. Pentru că și asta este important. Să știi la cine să te raportezi și la ce categorie de persoane să te raportezi. Da, exact. Însă tu ai reușit să aduci publicul dorit, pentru că tu ai o categorie de public foarte tânără. Mă refer că de la vârsta respectivă pornești publicul tău. Asta nu înseamnă că nu ai și fani de altă vârstă. Dar faptul că ai reușit să aduci oameni din generația ta, asta înseamnă chiar mare lucru. Acum o să vreau să vorbim puțin despre școală, pentru că știu că tu ești clasa 11, ai spus anterior. Am terminat-o, acum trec a 12. Da, ai terminat-o, pentru că acum ești în vacanța de vară. Da. A 11 și a 12, corect. Ultima vară relaxantă, să zicem. Să știi că o să fie relaxantă și următoarea vară, pentru că o să dai bacul. După bac o să fie, o să vezi, o să fie cu admitere la facultate. Doamne, să ajută să fie totul bine. Te-ai gândit unde ai vrea să studiezi mai departe? Dacă vrei să faci o facultate? Mă gândesc dacă să fac două facultăți simultan. Dar toată lumea mi-a spus că nu, că este foarte greu. Dar mie mi-ar plăcea să fac. Deci, în principiu, eu vreau la SNSPA, la relații și comunicare. Dar îmi doresc foarte mult și la științele educației, la pedagogie. Mi-ar plăcea foarte mult să le fac pe amândouă. O să mă gândesc serios dacă să le fac pe amândouă sau nu. La pedagogie, la ce universitate, la ce facultate? Nu știu să zic exact, că nu m-am interesat foarte. Părerea știu doar că e științele educației, pedagogie. Părerea mea este să mergi mai departe cu două facultăți, și am făcut două facultăți și le-am făcut în paralel și am reușit să le fac. Foarte tare, felicitări! Mulțumesc frumos! Trebuie să ai acea ambiție și să știi că ai posibilitatea de a le face pe amândouă. Și dacă tu simți că ai această posibilitate, că poți să le faci și că tu asta îți dorești, eu chiar îți recomand. Mulțumesc. Este adevărat că o să fie destul de greu, pentru că da, a trebuit să fie în ambele locuri. Poate la un moment dat, mai ales acum că uite, nu mai este pandemia, da, și este totul fizic. Da, să zic. Vor fi câteva schimbări. Uite, SNSPA-ul, din câte știu eu, acum semestrul acesta a continuat în online. Da, însă anul următor o să fie fizic. Da, știu. Bine, oricum anul următor ești clasa a 12-a și pentru că am intrat în acest capitol de pandemie, eu sunt tare curioasă cum a fost pentru tine pandemia în ceea ce privește școala. Adică, de exemplu, și voi ați stat foarte mult timp online. Când a început pandemia, eu eram clasa a noua, semestru al doilea. Vai, deci de-abia erai buboacă. Da, adică nu prea ne cunoșteam, nici cine știe ce. Am prins doar semestrul 1 împreună. Da, ai prins valul bobocilor măcar. Da, asta am prins. N-ai un loc. Asta am reușit. Și am fost toată clasa a 10-a online, și la noua, semestru 2, tot a fost online. A 10-a toată online. A 11-a, semestru 1, a fost o parte online, după care am început să venim fizic sau făceam hibrid o săptămână, mergeam la școală o săptămână, stăteam acasă. Pentru mine, mie mi-a plăcut școala online. Adică chiar îmi plăcea, pentru că nu e că copilul nu înțelege sau nu știu ce. E vorba de dacă vrei să înveți bine, dacă vrei să nu înveți, nu înveți. Pentru că materia se predă oricum. Că e printr-un calculator sau că e fizic la școală, e același lucru. Eu consider că elevii sunt mult mai atenți în fața calculatorului decât la școală. La școală te mai trage un coleg de vorbă, mai vrei să stai pe telefon că ce să stau eu să ascult ce zice. Exact, și să nu uităm de deplasări, pentru că și asta cu timpul de deplasare, din punctul meu de vedere. Eu, de exemplu, până la școală fac 45 de minute cu metroul. Foarte da, pe mult. Cu mașina. Cu mașina nu mai spun. Și este un timp pe care tu îl pierzi pe drum și acel timp puteai să-l faci să-l în online. Exact, în online, când te dai un examen, ai închis laptopul, gata,
a intrat în vacanță, s-a terminat sesiunea. La facultate mai făceai ceva pe drum. Este adevărat că există și o altfel de interacțiune. Adică, de exemplu, dacă vrei să faci televiziune, dacă vrei să faci muzică, trebuie să mai ai și acea interacțiune cu omul. Dar consider că poți să înveți, într-adevăr, cum ai spus și tu, se poate învăța chiar... Dacă vrei să înveți, înveți oricum. Exact, dacă tu vrei să înveți, poți să înveți oricum chiar... Adică e ca și cum ai deschide o carte. E profesorul în fața ta când deschizi cartea? Nu. Nu, asta este. Deci e în funcție de tine și de cât... Da, de cât de implicat ești, de cât de silitor ești. Exact, asta chiar este foarte important să reușești să acumulezi tu singur informațiile. Da. În regulă, mergem mai departe, să vreau să vorbim puțin pentru că despre un concept care este foarte des răspândit în social media. Vreau să vorbim puțin despre hate și despre cât de mult ne influențează pe noi, pentru că eu am ascultat podcastul anterior pe care l-ai filmat înainte de a veni la mine și m-a șocat puțin declarația ta, faptul că tu mi-ai spus că în școală sunt în momentul de față anul acesta, în anul 2022, persoane care te atacă fizic și chiar nu mi se pare deloc ok și vreau să te întreb cum ai gestionat o astfel de situație. Acum nu se mai întâmplă, cel puțin mie, din fericire. Atunci eram mică și cred că de asta și își permitea lumea. Eu mi-am luat acest hate și am avut parte de această violență fizică, din fericire a fost doar o singură dată. Pentru că aveam niște filmulețe pe YouTube care nu erau profi, vă dați seama, filmam cu laptopul, ziceam ce-mi venea cap și postam. Și o să povestesc și aici ce s-a întâmplat. Eram la școală și o tipă cu care am fost chiar și la grădiniță, ea încă de la grădiniță nu mă suporta, a venit, m-a luat așa de umeri, m-a trântit și a alergat peste mine. Nu doar ea, erau încă vreo 3-4 copii. Foarte urât. Da, n-am reacționat pe moment, adică nu am... A fost doar așa, mamă ce mi s-a întâmplat, dar nu am început să plâng. Mi-am sunat bunica și a venit iar la școală și... Da, asta, pentru că a venit bunica, a fost extraordinar. Mi se pare că ești un om foarte inteligent atunci când nu răspunzi cu aceeași monedă, cu violență. Pentru că nu ai nimic de câștigat. Îi arăți că ce? Că ești la fel ca el? Nu ai nimic de dovedit. Cel mai bine vii comuni, spui... De ce ai vrut să faci asta? Nu puteai să spui în față? Nu-mi place ce faci. Ok, mulțumesc. Exact. Faptul că dacă nu-ți place de cineva, asta nu înseamnă că trebuie să atragi în acest punct de vedere. Și te chiar astăzi am întâmpinat, chiar aici când am venit, o situație asemănătoare. Și chiar mi s-a părut foarte urât și foarte șocant. O să-ți explic ceea ce s-a întâmplat și chiar vreau ca cât mai multă lume să asculte și sper să ajungă și la persoanele care au făcut acest lucru. Eu căutam locația, pentru că e locație nouă, noi, dacă se știe că este sezon nou, locație nouă, decor nou, microfoane noi, suntem la Alin Ciorecan Media, el este cel care realizează aceste podcasturi minunate, unde chiar vă invit să veniți pentru că veți întâlni profesionalismul la puterea a doua, aș putea spune. Și acum să mă întorc, am deviat puțin de la subiect, chiar astăzi mi s-a întâmplat, eram... aici, în zonă, căutam adresa, pentru că, uite, și ție ți-a fost destul de greu să ajungi în adresa asta. Și trecea pe lângă mine un om împreună cu două femei. Două femei și una dintre femei avea un copil în brațe. Deci, clar, înseamnă că cineva era soțul, cineva soția, era soția. Copilul. Da. Și, dintr-o dată, aud niște comentarii. Dar niște comentarii foarte urâte și cred că poți să-ți imaginezi de comentarii. Și mi s-a părut... foarte urât și chiar m-a deranjat faptul că sunt astfel de oameni care jignesc niște persoane pe care le văd pe stradă. Da, și eu eram... ține foarte mult de educație. Da, exact, și nu pot să spui, eram îmbrăcată, uite, ca acum. Da, adică asta a fost, nu mi se pare nimic. Și nu văd de ce oamenii țin să se ia de alți oameni pentru cum se îmbracă. Așa mă simt eu bine, așa mă simt eu confortabil. Ok, te iei, dar poate, uite, puteai să faci chestia asta, puteai să spui lucrul acesta, puteai să spui în șoaptă, puteai să le spui acelor doamne care erau lângă tine. Dar omul acela a vrut pur și simplu țipa. Țipase în cartier, uite-o și pe fata asta. Doamne, ferește. E îmbrăcat. O să vorbesc foarte elevat, nu așa au fost. Da, dar nu vreau să vorbesc urât. Și evident că m-am enervat, dar nu m-a enervat, dacă de exemplu era o singură persoană, ignoram pentru
că mie nu-mi place să mă cert sau, dar să intru în discuții, mai ales când știu nu e că bine să le dai curs. Exact, dar în momentul în care tu vezi că omul acela avea un copil, un copil de 2-3 ani, îl ținea în brațe mama lui și era o femeie acolo și încă o femeie și să le spui astfel de lucruri cu intenția de a auzi eu, pentru că automat... Dacă țipi, da, asta e intenția. Exact, dacă vorbești tare și era exact lângă mine, lucrul ăsta chiar m-a alarmat și eu automat am ripostat, în sensul că nu m-am luat de ei, pur și simplu am răspuns și eu. Că nu este ok, da, nu exact, este frumos. Că este foarte urât ceea ce s-a întâmplat și am plecat. Uh-huh. Ei bine, acel om, nu știu ce a făcut, eu plecasem, căutam blocul. Locația, da. Da, blocul unde trebuie să intrăm, locația, exact. A venit după mine, deci omul acela. Femeile respective au rămas, nu știu, s-au dus în direcția lor. Deci a venit omul acela la mine și a început să mă întrebe ce mi-ai spus, cum mi-ai spus, mai avea puțin și mă lovea. Și într-un cartier din București. Adică... Da. Bine. Se poate întâmpla oriunde. Exact. Și bine, e adevărat că e o zonă rezidențială, într-adevăr. Și da, mi s-a părut foarte urât faptul că au spus lucrurile acestea și asta m-a deranjat cel mai tare. M-a deranjat că tu poți să oferi o astfel de educație unui copil care e lângă tine. Da. Și mai ales că erau două femei care nu spuneau absolut nimic și omul acela e clar că are anumite probleme. Da, pentru că el da, a venit da, singur la mine și nu se știe ce putea să iasă. Da, exact. Eu am pur și simplu am încercat cel mai bine e să nu dai curs, să ignori. Da, da. Pur și simplu am spus că nu vorbeam cu el, că vorbeam cu altcineva, apoi și el mi-a zis că nu vorbea, dar a fost clar. Până la urmă, ca să zic cum s-a încheiat situația, s-a nimerit ca cei oameni să fie chiar în aceeași zonă unde și luăm noi acum. Ne-am salutat, ei bună, așa, am venit și eu, am o filmare aici și uite, am aflat că stăm în același bloc. Super tare! Și eu am încercat, într-un fel, să expun acest mesaj, ai grijă ce vorbești, pentru că ai un copil lângă tine și faptul că ele, acele doamne nu au făcut absolut nimic. Absolut nimic ca să-l oprească sau ca să facă în așa fel încât să facă să conștientizeze că nu este ok comportamentul pe care îl ai. Asta chiar mi se pare foarte urât și de foarte prost gust. În sensul că eu sunt în foarte multe domenii, niciodată nu mi s-a întâmplat chestia asta. Da. Și ok, dacă era un singur om, nu mă interesa, asta e, îl ignoram. Dar în momentul în care tu faci asta cu un copil lângă tine și cu două femei, care nu spun absolut nimic, asta mi se pare groaznic. Da, așa este. Și bine, în fine, ideea era că eram, cum la urmă m-au ajutat să găsesc acel vlog, eram, s-a nimerit să fim exact în aceeași... Măcar te-au ajutat cu ceva. Da, măcar m-au ajutat cu ceva, dar ideea a fost în felul următor, normal, am ajuns la concluzia că nu era vorba despre mine, că era vorba despre altcineva, am luat-o pe ocolite, cum se ia, normal, așa e frumos, pentru că eu chiar nu doream să... mă cert sau astfel de lucruri, doar am vrut să atrag atenția. Da. Și asta vreau să subliniez faptul că, uite, oamenii sunt răi și oamenii întotdeauna vor comenta. Indiferent de ce faci. Indiferent de ceea ce faci. Și da, faptul că, pur și simplu, nici măcar nu știau cine sunt. Dar da, asta e. Nu contează. Adică sunt și fantazie și când lumea știe cine ești, dar și când nu da, știe. Da, 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 da. Cine ești? În regulă, trecem mai departe. Am vrut neapărat să subliniez acest lucru, pentru că acest lucru chiar nu mi s-a întâmplat niciodată și da, mai ales având în vedere că aveam filmare cu tine și ai reușit să mă bine dispui, aș putea spune. M-am tristat puțin, îți dai seama. Da, care... ți-a stricat starea, îmi dau seama. Da, în momentul în care vine unul la tine, adică vine după tine. Mm-hmm. Da, da, te-a și speriat, îmi dau seama. Da, exact. M-a speriat, dar m-a speriat mai tare faptul că faci asta lângă un copil. Da. Și asta chiar nu mi se pare deloc în regulă. Trecem mai departe, Carina. Vreau acum să vorbim puțin și despre planurile tale de viitor, cu ce lucruri ne mai surprinzi. Acum, de exemplu, în prezent ce faci? În prezent, pe lângă școala de șofer și pe lângă urmează să dau bacul, urmează să lansez multe proiecte foarte mișto. Nu prea pot să vă dau foarte mult din casă. Nu ai voie, bine, asta e. Te urmărim pe Instagram, exact. O să te urmărească și cu siguranță o să ne dăm seama. Și cred că o să mă și reapuc de postat pe YouTube, pentru că foarte multă lume îmi cere asta în ultima perioadă. Pentru că tu ești foarte bună pe YouTube. Să știi că sunt foarte multe persoane care nu sunt bune pe YouTube. Sau persoane, mă refer acum, nu știu dacă ai observat, publicul de YouTube e format mai mult din bărbați. Sincer, n-am observat. Podcasturile, de exemplu, majoritatea sunt făcute de bărbați. Exact, știu. Mai este Andreea Raicu, care face podcasturi foarte frumoase. Și sunt mai mulți
Sunt ceva, să zicem, maxim 4-5, acum e posibil să fie mai multe persoane. Da. Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici, ea mai face podcasturi, dar mai mulți sunt bărbați. Da. Și asta consider că ne-a ajutat, ne-ar diferenția puțin. Adică faptul că dacă, de exemplu, cineva s-ar apuca de podcast, poate reușim într-un anumit fel să egalăm. Și tu, chiar dacă nu faci podcast și faci YouTube, asta arată unicitatea ta, faptul că, uite, tu ești pe YouTube și ai un anumit număr de abonați și am văzut că oamenii îți scriu comentarii, tu chiar le răspunzi, ești foarte activă. Nu ești genul de influencer care pur și simplu vede mesajele, nu răspunde sau care nu are timp. Și asta apreciez, faptul că ești acolo conectată. Și eu apreciez pentru că este că... foarte important din punctul meu de vedere să vorbești cu oamenii care te apreciază, să fii alături de ei, exact. Pentru că ei sunt aici pentru tine, pentru ceea ce faci, pentru cine ești. Și mi se pare foarte urât să nu le răspunzi, să nu vorbești cu ei, să nu le apreciezi, de exemplu, la fanpage-uri, editurile, mesajele. Trebuie să ții legătura cu ei. Da, exact, trebuie să ții legătura, să faci în așa fel. Și chiar asta m-a emoționat în momentul în care eu ți-am scris, că am văzut că ți-ai făcut, văzusem ulterior că ți-ai făcut, și eu îmi luasem atunci decizia, am fost și eu la domnul doctor Meroiu și luasem, nu știam cum să procedez. Eu chiar m-am gândit foarte mult timp dacă să-mi pun sau nu aparat dentar, asta din cauza fricii că vor să iasă lucrurile. Și da, uite că a fost foarte bine. A fost foarte bine, sper să fie, pentru că, uite, de exemplu, la mine nu se observă că am extracții. Asta cred că a fost și lucru care m-a făcut să mă gândesc până la urmă. Și mi-a făcut extracții la premolari. Însă la mine nu se vede, și de ce? Pentru că eu am ocluzie, am dinții din față mult mai în față și nu se văd. La mine asta era problema, că o să se vadă mult timp. Nu, chiar nu se vede. Da, adică, uite, zâmbesc. Nu se vede, da. Și nu se observă, sunt câteva goluri în spate, dar acestea nu se observă chiar atât de tare. Și de asta, să revin la subiect, am apreciat că ai răspuns foarte rapid. Și ai fost acolo pentru mine și mi-ai răspuns asta. Alți influenceri, de exemplu, nu au această posibilitate de a răspunde rapid. Bine, acum nu zic că nu o fac cu intenție, ci pur și simplu poate nu reușesc, nu au timp. Sau poate știi că mi-este și un algoritm. Da, știu. Dacă urmărești acea persoană, dacă... În funcție de urmăritor, de exemplu, la solicitări prioritare sau solicitări generale. Exact, deci este în funcție de asta. Și acum că ne-am întors puțin la aparatul dentar, vreau să te întreb, pentru că mi-ai spus înainte de floricele. Știu că, mă, normal, în momentul în care porți aparat dentar, ai anumite restricții. N-ai voie ciocolată tare, nu ai voie floricele, domnul nu ai doctor voie mere. Și doamna doctor Anca Stupare, sper că nu vă uitați la acest podcast. Da, vrei să mă întrebi ce am mâncat interzis, să spunem? Eu nu te-am întrebat dacă ai mâncat ceva interzis, eu te-am întrebat cum este să eviți aceste alimente acum, dacă ai spui că ai mâncat. Unele le evit în continuare, n-am de ce să zic, dar pe unele le-am mai luat, că n-am, nu pot să stăpânesc pofta unor. De exemplu, să te duci la film să nu mănânci popcorn, îmi vine să plâng. Da, exact, și eu când am fost, chiar am ținut că am făcut ultima postare. Da, am văzut. Ai văzut? Super. Ultimul popcorn înainte de a-mi pune aparat dentar. Pe la început nici eu n-am mâncat, știi? Dar după am zis, hai că dacă am grijă, ce pas mi se întâmplă? Și adevăr, n-am pățit nimic, dar trebuie să mâncați cu mare grijă. Am mai mâncat tot așa jeleuri, mă uitam pe TikTok și mânca cineva cu o mare poftă jeleuri, efectiv, și am zis, nu se poate, deci omor aici dacă nu-mi iau. Și am mâncat și jeleuri, și ciocolată tare am mâncat, chipsuri, alune, chipsuri, fistic, dacă ai mâncat fistic, da. Wow, fisticul e preferatul meu și chiar țin minte că înainte de a-mi pune aparat dentar, toată săptămâna mi-am luat numai fistic și am zis, mănânc fistic, că de acum nu o să mai mănânc cine știe. Așa făceam și eu cu jeleurile și cu caramele. Caramelele, de exemplu, erau preferatele mele, acum nu mai pot să mănânc, de alea chiar mi-e frică să le mănânc, dar înainte să-mi pun... Am băgat forță, sugus. Stai că n-am voie să zic. Am mâncat Ai niște... voie, stai liniștită. Da? Da. Deci am mâncat sugus forță cu o săptămână înainte. Foarte să-mi tare. Bine, la tine nu este o problemă, pentru că tu mai ai puțin și termin. Dar ideea este că dacă, de exemplu, tu nu respecti aceste reguli, există riscul ca tratamentul ortodontic să dureze mult mai mult. Sau să... să-ți pice brecheții. Exact, și asta cu brecheții. Și apropo de brecheți, observ că luna aceasta ți-ai ales brecheți albaștri. Albaștri, foarte frumoși. Mulțumesc. Chiar sunt superb. Eu, de exemplu, am lila, dar nu se observă la mine. Da, chiar nu am se ales observă. O culoare fără să-mi dau seama. Am zis că mie îmi place movul. Știi că am avut și eu un mov, dar foarte închis. Mov închis. Da. Poate s-a să văzut foarte eu. Frumos, știi. Da? Da. Ah, super. Cred că te prinde, sincer. Acesta nu, movul ăsta închis, cred că o să te prindă închis. Bine, da. Da, sigur o să se vadă. O să se vadă că acum nu se vede, eu un lila, așa. Da. Am zis să merg pe culoarea anumită, știi că
Da. această nuanță de mov, culoarea lui... La lavandei. Așa, da, a Că e lavandei. perioada lavandei, da. Exact, perioada lavandei, corect, cum ai spus. Și deci anul viitor tu ești absolventă de liceu. Da! Știu că va fi destul de greu, va fi un an în care va trebui să muncești foarte mult. Da. Dar Mă vei pregătesc vedea psihic de pe acum. că rezultatele te vor împlini și vei ajunge acolo unde dorești, pentru că ești o persoană foarte ambițioasă. Mulțumesc La ce frumos! profil ești? Pe filologie bilingv italiană. Adică o să wow, dau știi bacul... italiană? Eu hablo spaniol, să amente spaniol? dau bacul la italiană plus atestatul la italiană. Bacul la română, la istorie și materia la alegere. Adică o să da. Fie o adevărată aventură. Exact, dar să știi că la limba străină nu dai probe scrise, ai știu doar... Știu că e literatură, din câte am înțeles, acum este nu sunt literatură, sigură. Bine, știu că dacă ai un certificat poți să-ți echivalezi. Da. De obicei erau... Trebuia să dau, de exemplu, și la TIC, doar că am făcut niște cursuri de ECDL, care exact, da. S-au echivalat. Și nu o să mai trebuiască să wow, dau deci și la încă TIC. Se păstrează tradiția cu ECDL-ul, că și eu când am dat, am dat undeva în 2017. Da, și eu l-am terminat acum recent. Mi se pare că e un stres în minus pentru A12. Da, exact, chiar este un stres în minus și până la urmă te poate ajuta pe viitor să arăți că ai acele competențe digitale, depinde și în ce domeniu vrei da, să exact. mergi și chiar eu doresc oricum mult succes. Mulțumesc mult! Dacă ai fost pasionată de filologie, e un profil, unii spun că este ușor, alții spun că este greu. Depinde de la și persoană da, la mulți persoană. Comentează că la Mate Info e mai greu ca e matematica, însă da, să mie mi se știi pare că că e mult mai greu la Mate Info. Este mult mai greu, însă sunt și avantaje și dezavantaje. De exemplu, eu am fost Mate Info și întotdeauna mă plângeam că ceilalți de la filologie luau note mari mult mai rapid, pentru că ei doar trebuiau să învețe, nu trebuiau să facă nimic practic. Da. Eu special am vrut pe filologie pentru că eu nu m-am înțeles deloc cu matematica, adică suntem așa două stele paralele, să zic așa. Te-ai luat la evaluare? Nici nu mai știu să zic pentru că am fost foarte stresată cu ea și... Imaginezi, dar la română? La română am luat 8, 20 și ceva. Felicitări, wow, deci ai învățat. Mulțumesc. Foarte mult. Da, la matematică nu mai țin minte pentru că ți-am zis, nu mi-a plăcut, nu am fost deloc cu matematica, decât când eram mică, știi, calculele alea micuțe, înmulțire, împărțire. Dar de când am început clasa 5-a, matematica a fost praf pentru mine. Și acum la liceu am făcut și fac în continuare matematică, doar că... Avem o profesoară foarte, foarte tare care nu ne stresează atât de mult cu matematica pentru că știe că nu este pentru profilul nostru, adică ne predă, facem exerciții, dar nu e, e foarte exigentă pe teste, pe ascultări, pe astea, pentru că a zis că sunteți profil de filologie, nu dați bacul la matematică, acum din a 12-a cred că o să facem doar o oră pe săptămână de matematică și e super tare. Foarte tare, eu îți doresc multă baftă, sunt convinsă că vei lua note mari, vei lua 10. Doamne, așa îmi doresc. Știi că este o regulă, care și acum este și a fost și pe vremea mea, dacă ai 10 pe linie, mergi gratis la Untold. Da. Chiar mergi și la un festival? Da, am fost la Saga. Și eu am fost. O să merg acum la Neversea. La Neversea, super. Și sper să ajung și la Untold. Sper încă de nu ți-ai luat. Încă nu mi-am luat, da, sper să și ce mai ești? Tu că mai este Summerwell, mai este Electric? Da. Da, știu că unul este în Buftea, la Palatul Știrbei, uh-huh. Și unul este tot în Transilvania, în Cluj. Da. Și mai e ceva? Vara aceasta... Nu, și cred că sunt de toate, sincer. Sunt de toate, exact. Asta e chiar foarte bine că și ai mă bucur distrezi. Că în sfârșit sunt de toate. Da, exact, pentru că, de exemplu, în perioada pandemiei... Nu era nimic. Nu era nimic. Știu că au mai fost, știu că nostalgia a fost anul trecut... Nu țin minte, sincer. Sau știu că a fost, dar eu nu am fost pentru că mi-era teamă. Anul acesta am fost și a am fost văzut. Foarte frumos. Chiar mi-a plăcut foarte mult, am făcut karaoke. Am văzut. Da, bine, n-am mai cântat de foarte mult timp la karaoke. Știi că acum câțiva ani se practica chestia asta. Da, karaoke 2010, da. Toate localurile din centrul aveau vechi karaoke, aveau da. Karaoke. Și țin minte că mergeam la un moment dat la un spectacol. În fiecare vineri se ținea într-un club din centrul vechi un spectacol de karaoke. Iar acolo veneau persoane de la Vocea României care cântau și antrenau vocea. Și ce chiar tare. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni din domeniul muzicii acolo. Mm-hmm. Poate ne-am întâlnit și noi, nu știu, că este și o diferență de vârstă. Să știi că nu prea... Nu prea merge la karaoke. Da. Da, bine, oricum mi-am dat seama la Mac. La Mac mergeam la karaoke. Știu că era o perioadă în care... Nino? Nu, la McDonald's. Era autobuzul acela în care te băga și aveau karaoke. Wow.
Și mergeam acolo, mă distra și mâncam. Bine, dar tu nu ești oricum de karaoke, tu ești o artistă extraordinară, tu ai voce. Mulțumesc. Eu când de ce n-am mai cântat de vreo 10 ani la karaoke și mi-am dat seama că am aceeași voce. Măcar m-am distrat. Cred că asta contează. Faptul că m-am distrat, bine, acum nu știu ce au spus oamenii, dar culmea e că nimeni n-a zis absolut nimic. Deci asta m-a surprins. Deci a fost bine. Deci nimeni nu m-a aplaudat nimeni, adică nimeni n-a zis felicitări, ai cântat foarte bine, dar n-a fost nicio persoană care să-mi spună ce a fost asta? Da, ce cu vocea asta? Nu, probabil oamenii au înțeles că eu n-am mai cântat de foarte mult. E, îți dai seama că ei lucrând de acolo au auzit toate vocile posibile și imposibile. Da, asta e clar, îți dai seama la karaoke. Și pentru că am vorbit despre muzică, chiar vreau să te întreb, pentru că sunt foarte mulți oameni care și-ar dori să devină cântăreți, dar nu au talent, pur și simplu. Uneori este necesar să te și naști. Da. Cu asta, adică trebuie să ai talentul în sânge. Și sunt curioasă dacă moștenești talentul de la cineva, de exemplu bunica ta. Nu, nu e nimeni din familia mea care mai cântă. Wow, asta e foarte tare și... Nici bunica, nici bunicul, nici mama, nici tata, nici nimeni. Din acest punct de vedere ești chiar foarte norocoasă, pentru că ceea ce ai tu mult ce-ar dori să aibă. Mulțumesc. Vocea ta și prezența ta scenică, tot ceea ce reușești tu să redai. Bine, prezența scenică mă refer la la cum reușești să cânti. Da, da, și da, cum da. Reușești să exprimi. La asta mă refer... foarte mult și chiar vreau să te felicit. De asta ai ajuns acum unde ești, pentru că ai o voce extraordinară și voce care a fost remarcată de chiar de foarte mulți oameni. Uh-huh. Bine, atunci eu vreau să doresc mult succes. Eu sunt convinsă, cum am zis și mai devreme, o să ai note mari la bacalaureat. Doamne ajută, să te audă Dumnezeu. Cu siguranță facem un podcast după ce după bacul, rezultatele, da, cu permisul. Exact, da, uite că trebuie să iei permisul. Promis care e din prima? Eu așa promit. Hai, bate farmă. Sper și domnul polițist de atunci pe care o să-l lasă promită la fel. Da, sfatul meu este dacă ai emoții. O, să am, dai seama, dacă toată sala am plâns. Tot posibilul. Bine, acum nu știu dacă se aplică, dar la mine s-a aplicat. Încearcă să faci tot posibilul să reușești să intri dimineață. Păi sunt la 8, la ora 8. A, deci deja se știe ora? Da, la ora 8 sunt. Foarte tare, știu că... Sper din suflet să fiu martor prima dată, pentru că sunt eu și cu o fată de la școala auto la care am fost. Sper din suflet să fie ea prima și eu să fiu martor, ca să mă obișnuiesc așa cu situația și să-mi fugă din emoții. A, deci te ajută să fie cineva lângă tine. De exemplu, pe mine mă încurcă, am zis, ai o dată, bine, la mine s-a și nimerit că mai aveam atunci un alt examen și am solicitat, adică a fost o problemă pe care am avut-o, s-a nimerit, uh-huh. Și am solicitat dacă se poate să intru prima, pentru că îi vezi pe alții și nu știu, te simți ciudat sau îi vezi pe alții, se poate întâmpla să vezi, de exemplu, pe cei de lângă tine, să vezi că a luat și tu apoi zici, a, uite, a fost simplu și într-o dată. Nu, eu vreau ca să... Îmi iau așa o idee cum e domnul polițist, cam exact. Ce vrea, să mă obișnuiesc cu energia de acolo, știi? Eu cred că domnul polițist sigur te va ști, va ști, va aduce aminte de tine, că te faci tu, poate ți-a ascultat și piesa. Și cu siguranță, oricum, atâta timp cât tu vei face lucrurile corect, nu ai de ce să nu iei. Da, corect. Și orice s-ar întâmpla, o să iei carnetul. Deci da, dacă nu le iau din prima, le iau din a doua. Exact. Dar trebuie să o luăm din prima. Trebuie neapărat, da, să iei din prima, pentru că scapi de un stres. Da, da, da. Și e mult mai ușor să le iei din prima. Exact. Știi că ai terminat, acum ai mașina ta, ai permisul da, tău. Da, poți să conduci. Da. Să nu mai depinzi de nimeni, de Uber, de metro, trolebuz, autobuz, toate astea, da. Da. Sau chiar mergi pe jos, că sunt situații în care n-ai ce face și mergi pe jos. Da. Dacă sunt anumite zone unde nu poți să iei nimic. Mm-hmm, da, da, da. Sau dar... cu trotineta, bicicleta. Exact, bicicleta, motocicleta, care e puțin mai riscant. Și pentru aia trebuie să luăm permis. Dar chiar vrei să dai și pentru motocicletă? Am avut așa o mică întindere spre motocicletă, dar am zis că e mult mai periculoasă decât mașina. Și am zis că mai bine rămân pe mașină. Da, exact, chiar este mult mai periculoasă. Din multe puncte de vedere, da. În schimb, ce mi-a plăcut este că atunci când dai traseul la motocicletă, tu pe motocicletă stai cu instructorul tău, nu cu polițistul, ceea ce cred că te ajută mult mai mult. Da, mai ales să stai și pe motocicletă și să mai stai și cu polițistul, să fii și stresat. Și polițistul e în spatele tău, nu e fix în spate, știi, e în altă mașină sau cu motorul. Nu e cu tine pe același motor, ceea ce cred că e mult mai ușor să fii pe motocicletă cu instructorul tău. Te ajută maxim. Exact, te ajută chiar foarte mult. La mașină n-ați vrut să faceți așa. Da, nu știu de ce n-ați vrut, ca să te streseze și mai tare. Da. Da, dar la mașină e altceva, e alt confort. Acolo mergi cu mașina, ți-ai toate hainele după tine. Da, da, da. Te duci la concerte. Toate ținutele, machiajele.
Exact, absolut tot. Și acum să vorbim puțin și despre partea de machiaj. Știu că tu te machiezi foarte frumos și sunt curioasă dacă ai făcut cursuri, adică vedem pe pagina ta de Instagram chiar poze extraordinare. Mulțumesc din suflet. Nu, pe mine mă machiază la clipuri și la evenimente, mă machiază soția managerului meu, Alessandra Chiriac, și de la ea am învățat tot ce fac acum. Ea m-a învățat cum să mă machiez, cum să întind farul pe față, cum să fac un eyeliner, cum să-mi fac un contouring și toate astea, tot am învățat de la ea și mulțumesc din suflet, pentru că eu până la vârsta de 14 ani nu m-am machiat niciodată, nici măcar cu ruj. Bravo. Și pentru că nu știam. Și dacă nu știam, nu înțelegeam nici măcar din tutorialele de pe YouTube, ca să înțelegi. Eram total paralelă. Da, și cred că atunci când te-ai machiat prima dată, arătai total... Da, era horror și am zis, clar, asta nu este pentru mine. Până Alessandra, datorită ei am făcut o pasiune, pentru că acum îmi place foarte mult să mă machiez, e foarte relaxant pentru mine. Asta chiar este foarte tare și chiar vreau să te felicit. Mulțumesc! Chiar îți este ceea ce faci și asta e important. E bine! Și acum, pentru că ne apropiem de final, gata, a trecut... timpul, ai expirat timpul, glumesc. Vreau acum să cânti o piesă. Vreau să te ascult cântând. Dacă ai putea să cânti o melodie, pot să vă cânt cea mai cunoscută piesa mea, Povestea unei fete, care are peste 3 milioane de vizualizări. Cea care te-a făcut să devii virală. Da, a fost o mare realizare pentru mine. Și este o piesă foarte specială pentru mine. Majoritatea oamenilor mă cunosc de la piesa asta. Și poți să-ți o cânt pe asta dacă vrei. Da, sigur că da. Eu vreau... O secundă să iau o gură de apă. Sigur. Vreau doar să mă fac să mă simt mai bine. Și vocea ta mă face să mă simt mai bine. Bine, oricum a fost o plăcere să te am în emisiune. Și mie mi-a plăcut foarte mult și îți mulțumesc pentru invitație. Și îți mulțumesc că ai venit. O să-ți cânt de la pre-refren sau de refren, văd de unde vine mie. Sigur. Hei! Uită-te în ochii ei, are tot ce nu știi că vrei, dar o ignori de obicei. Ei, tot ce vrei e în ochii ei, cine a mai văzut ceva la fel? Ceva la fel, ia să se topească după el. Doar după el, el să vrea un semn oricât de mic. Oricât de mic, el să n-o iubească niciun pic. Niciun pic. Wow! Bravo! Mulțumesc! Ai cântat extraordinar! Mulțumesc! Și acum când... ți-a auzit vocea live. Vă mulțumesc. Te pun în studio, chiar ești extraordinară și doresc mult succes. Sunt convinsă că vei ajunge foarte departe. Mult succes și ție cu podcastul și cu toate proiectele mulțumesc tale. Mulțumesc tare mult. Sper să fie într-un ceas bun, mai ales că acum practic e sezonul 3. Mult succes. Sezonul 3 într-un decor nou cu noi invitați extraordinari. Mult succes. Ca tine, cu ești tu. Mă bucur că am fost prima în acest sezon. Da. Prima invitată din sezonul 3 și te mai aștept oricând cu mare drag, cum mai faci ceva nou. Bine, oricum, eu știu că tu oricum îți informezi publicul în... De fiecare dată. Da, de fiecare dată și chiar vorbești cu ei, dar consider că la podcast poți să mai ai și altfel de discuții. Vorbești despre ceva, dar porți o discuție într-un anumit nivel. Da. Bine, eu oricum aveam o emisie de foarte multă lume, mi-a spus că eu am un podcast care e mai mult pe zona de TV, pentru că eu sunt foarte formală, că sunt pe lifestyle. Fiecare are conceptul lui, formatul lui, cine exact vrea să uite, cine nu vrea, iarăși bine. De asta am zis că este foarte important să mai avem, să vorbim despre viața noastră împreună, să ne gândim, să ne exprimăm mai mult opiniile decât să vorbim doar despre viața invitatului. Da. Și chiar îți mulțumesc tare mult și sper că te simți bine. Foarte sper că bine, îți mulțumesc. Mă bucur tare mult. Acum este timpul să ne luăm rămas bun. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În încheiere doresc să-i mulțumesc Georgianei Stoica, make-up artist, pentru machiajul pe care îl vedeți chiar acum. Și totodată doresc să-i mulțumesc lui Alin Ciorecan pentru întreaga filmare din cadrul emisiunii Podcast cu Alejandra. Eu vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, pentru că în continuare veți urmări emisiuni cu invitații extraordinare, așa cum a fost și Carina Maria. Rămâneți alături de mine. Pe curând!